Ei, bună ziua, oameni buni! Astăzi am să vă arăt păsările și animalele, toate. Va fi un clip mai lung. Vom începe cu rațele și cu gâștele, că am mutat gâștele aici. Avem și o veste tristă, un boboc. Acum vreo săptămână, mai puțin de fapt, l-am găsit mort. Și-au mai rămas ăștia doi, care spune eu o gâscă și un gâscan. Gâscanul ar fi ăsta primul și gâscă e a doua. Le-am mutat aici pentru că avem ceva noutăți și nu le mai pot lăsa acolo în față. Din acest motiv. Da, și rațele. Trebuie să le scol la iarbă. Au acolo, le-am mai umplut și groapa aceea. Bine, oricum trebuie să le mai aduc, că au murdărit-o. S-au bălăcit. Na, porumbul stă pe jos. Au gușile pline. Prefer să le las pe ele la iarbă. Să nu mai stau eu să le mai adun. Doar la găini ce le adun. De la rațe am luat un nou azi. Nu știu dacă s-au mai ouat între timp. Bine, și dacă s-au mai ouat, probabil au luat cuțofenele. Că mi se întâmplă acest lucru. Nu știu cum să scap de ele. Da, să mă uit și aici. Pentru că rațele și-au făcut cuibar aici. Nu. Deci este numai acel ou. Boboși de rață, după cum știți, nu o am. Din rațele mele. Na, de rață și de gâște nu prea am noutăți, nu prea am ce spune de ele. Cam toate, cum le știți, am avut numai acea problemă cu bobocul care l-am găsit mort. Pe aici nu știu dacă spui, dar nu se văd. Haideți să intrăm și la găini. Am intrat așa și la ele. Trebuie să tai un cocoș. Neapărat. Mi-au băgat țărâna în apă iar. Cam și aici, am și afară apă. Trebuie să tai un cocoș ori pe acesta, ori pe acela. Ia-și tăia și pe amândoi. Și l-aș lăsa numai pe acela pentru că nu mai scot pui și n-are rost să-i mai las pe toți. Decât numai să zic că aș vinde ouă. Curcanul trebuie sacrificat și el.
Că aici nici nu am intrat azi. Viața și cu asta albă tânără. Asta neagră clocește din nou. A terminat măsa, clocește ea. 3, 6, 7 ouă. E bine azi. Eu n-am luat niciun nou. Le iau după clip. Pentru că este cald și se clocesc acolo și, nu se, și după aceea nu mai pot fi consumate. Am stropit de păduchi în acea cotineață unde au stat ele astea. Dar trebuie să intru iar și aici să stropesc. Trebuie să le fac curaj și să le stropesc chiar. Aici am stropit chiar dacă nu-l mai folosesc, pentru că mai intru, mai duc câte ceva pe acolo și mă umplu de păduchi de la ele. Bine, ele n-au, e numai aici, dar totuși. Trebuie stârpiți din timp. Trebuie să prind și cu rapelul. Să mai stropesc încă o dată. Cocoșii ăștia pitici. O puică bărboasă neagră acolo, din pitice, una maronie. Cea galbenă. Uitați-o și pe vrăbiuța asta care îmi place mie mult. Da, a fugit. E după roabă. E foarte sperioasă cea puică, aceea din spate de acolo. Deci la găinți nu am noutăți chiar deloc. Am la pitice. Avem o veste tristă și o veste bună la pitice. Bine, vestea bună cred că am mai spus-o și în alt clip. Dar o voi repeta iar. Vestea bună este că am pus o cloșcă. Uitați aici o puică bărboasă de asta maro. O am și pe cealaltă care este simplă, fără barbă. Dar o am și pe aceasta. Dar și puii ăștia mici, știi? Mamă, ăsta mă elevează deja rău. Am dat afară cocoșelul ăsta alb. Se vede ce frumos cu galben. Așa, noutatea este că această găină clocește, are 10 ouă. Am pus-o pe 30, mai are destul. Iepurașii care le-am dat iarbă de dimineață, am aici roaba de tifoi. Trebuie să le mai aduc apă ce-i drept. Cred că se aud noutățile. Am spus mai devreme că n-am boboci de rață din ouă de la rațele mele. Dar am achiziționat 20 de boboci. Tot de la femeia de unde am achiziționat anul trecut. Rațele acelea. Bine, au fost boboci când le-am achiziționat, dar acum sunt rațe. După cum știți, am stat cu gândul că am gâștele puse să nu mai scot boboci de rață. Dar n-am făcut treabă și am achiziționat 20 de boboci. Bine, au fost 21, dar unul, la fel ca cel mare, negru moțat, mi l-a luat vulpea. Era unul albastru cu moți. Acela marele moțatul e colonelul, așa îi zic eu. Sunt din serii diferite, am 6 dintr-o serie și
14 din altă serie. S-a dus și pe acolo. Sunt peste tot. Umblă prin toată curtea. Trebuie să le schimb iar apa. Acolo moțatul bărbos încălțat, care este de păstrat, și cel golaș moțat bărbos încălțat acolo. Vin la mine că le-am obișnuit să le dau salată. Numai acela e moțat. Lași pe acela cu o dungă așa în cap, neagră, și codița neagră. S-a dus la mâncare. Acela cu moț pare rățoi și automat îl voi ține. Și golașul moțat, cocoșul. Pui mic și pe acolo, pe spate. Încă un cocoș cu moț aici. Stați-l și pe ăsta. Are o culoare foarte faină. De fapt, are niște culori faine, că are și galben și portocaliu și negru. Se face fain, tare. Na, ăștia am zis că o să-i dau. Nu-i mai țin, că deja mă super enervează foarte rău. Găina galbenă, bărboasă, aceea de acolo. Cred că ouă iar pe ascuns, că nu mai găsesc niciun ou de pitică. Și are cam o jumătate de oră în fiecare zi în care dispare. Și cred că se ouă. Încă un cocoș negru aici cu moț. Nu știu ce se vede, că e soare. Vom merge și un pic prin grădină la final. Tot mă țin de duminică încoa, azi fiind miercuri, să filmez. Dar în fiecare zi a intervenit câte ceva și n-am putut. Aici avem puișorii, cei micuți. Ne-am dat și pe afară, toți 9, 2 pitici și 7 mari. Dați-l și pe cel metru de wine tot acolo, cel alb fiind. Am închis că mă enervează. Dați pui ca... Ha, ce mă enervează că se... Puica cu barbă, golașa moțată. Da. Cocoșul acela din spate este deținut și el. Asta bărboasă încălzată e super faină. Cel puțin mie unul îmi place. Mai avem aici unul cu moț mic, dar are.
acolo pe spate încă o golașă cu moți, albastra, cea cu herminată moțată, cocoșelul ăsta petic foarte fain și el. Am și doi cocoși bărboși din genul lui ăsta, adică el și frasul. Herminata asta închis, îngălțată, care e deținut. Bine, și asta probabil. Mai avem petica albastră acolo pe spate. Trebuie să intru să le fac curat iar la pui. Le-am putat în două zile. Le-am stropit de păduchi. Le stropesc cam la două săptămâni, trei. E foarte cald afară. Acea pitică albastră zboară foarte, foarte, foarte mult. Da, și goloșa aceea faină, colorată. Mai sunt 6 zile și ar trebui să înceapă și clocitoarea să scoată. Cam de astă seară trebuie să scoată și cloșca. Da, bine, nu știu ce va scoate, că are două ouă pe lângă. Nu știu ce să zic. Are mai mult de pe lângă vreo 3. Ar fi avut vreo 10 ouă. Dacă mi-e scoate vreo puișor, eu sunt mulțumit. Hai să le dau drumul. Da, și ce încălzată e. Stați că nu mai focusează și mă enervează. Rău. Stați cu culacii. Bine, zboară foarte mult asta. Ce o voi ține? Mai mi-a zburat de aici până pe la colțul al casei. Numai așa vreau să-mi țin vreo 10-15 găini pitice și 2-3-4 cocoșei, maxim 4. Dar pe cei bătrâni nu-i voi ține. Golașa pitică, cred că s-a văzut, era pe aici, aceea. Pare că se face ceva îmbobat. Cam așa se pare. Că a început să dea o tentă de alb. Și ar fi fain să se facă bobată și ea. A rămas numai asta bătrână de 8-9 ani. Și îmi pare rău că nu pot să mai reproduc, este prea bătrână și nu cred că mai prinde plod, sămânță, nu știu cum să zice. Na, asta e. Sper din nou ouăle celei tinere să scot ceva la incubator, că am câteva ouă de la ea, vreo 3-4. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, asta să mă duc și în grădină, am uitat. Aici am pus, așa, roșii. Am mai luat câteva roșii să mai punem două în locurile unde nu s-au prins și să mai continuăm cu câteva. Și restul ce rămâne pun pe locul ăsta. Morcovii, acolo în mijloc am ridichile și aici. Am luat ceva castraveți care, zic eu, cu o parte se vor prinde, o parte numai, cel puțin cum e ăsta, așa nu cred că se mai prinde.
Dar cum e ăsta, 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 ăștia trei de aici, patru chiar, al cincilea, nu știu, 6, 7, 8 se prind, zic eu. Acela de acolo nu, ăsta da, 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 nu știu ce să zic de acesta. Ăsta da, ăsta da, 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 da. Na, să vedem, sper să se prindă cât mai mulți. I-am luat și mai într-adevăr, i-am luat de la sora mea din solar și era în plus. La fel și roșiile, sunt și roșii cherry. Și am zis să le iau, poate cine știe, să ori prinde castraveții. Ardeii s-au ridicat foarte fain. Am și firele de vinete, se observă. Da, erau foarte micuți când i-am luat, acum se observă. Trebuie să-i ud biseară și pe ei și pe roșii, trebuie să leg și roșiile mai pe seară un pic și sunt foarte faine. Vreo 30 de fire am pus aici și cu ce o mai continua, Doamne ajută. S-a latat, o smulg la rațe, la rățișoare, firul de dovlecel, salata de sămânță, le iau așa ușor pe fiecare. Smeura face rod anul ăsta, chiar dacă este primul an. Arde iute și pepenii, nu știu dacă o ieși ceva, dar nu cred că am pus oricum târziu. Și, da, din lipsă de ocupație să zic, a început să facă păstăi și fasolea. Mazărea are pe plin aproape. Ceapa care n-am apucat să scoatem, dar trebuie. Mărar. Reanul care trebuie să-l dai iar. N-ai foarte multă și prin ea. Porumbul și cartofii. Cartofii au început să facă floare. Începe să înflorească și ăsta grena, trandafirul. Aici am pus câteva fire de ochiul boului, ca și crinii. Trandafirii au început și ei. Anul ăsta, pe lângă anul trecut, chiar am grădină frumușică. Am pus mai mult pe anul ăsta. Am pus castraveți ardei, ceea ce anul trecut n-am pus. Bine, mărarul care n-a, mazărea, fasole, cartofi, porumb n-am pus. Am pus mai salată, morcovi, roșii, ceapă și usturoi. Doamne, ce mă enervează care moment în care nu focusează. Castraveciorii mei. Care este bine că se termină cei de acolo, dacă bine, dacă s-o prinde și locuiesc cu aceștia. Alunii care chiar au făcut câteva alune. Și nu mă așteptam
să mai facă nici ei. Și prunul i-a rămas prune ca lumea, chiar dacă au căzut mai mult de jumătate, dar are prune foarte mari. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!